Doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, anul 2013 a fost încă unul dramatic pentru sistemul medical național. Exodul cadrelor medicale a atins cote alarmante. Mii de medici, psihologi, stomatologi și mii de asistenți medicali și infirmieri din România au plecat la muncă în sănătate, de regulă în țările cele mai mari ale Uniunii Europene. Vorbind mai de așa, anul trecut au părăsit sistemul sanitar 250 de medici și 120 de asistenți medicali, numărul asistenților fiind dublu față de anul 2012. Și mai grav este faptul că de la declanșarea crizei economice au început să plece din țară nu numai cadrele tinere, ci și cele de peste 40-45 de ani. Din acest motiv, deja cele mai multe clinici din județul Iași și municipiul Iași suferă de un grav deficit de personal. Un exemplu trist în acest sens îl reprezintă Spitalul Psihiatric Socola, de unde au plecat doar în ultimul an peste 20 de cadre medicale, dar în mare suferință se află și Spitalul de Copii Sfânta Maria, Spitalul de Recuperare, ca și majoritatea unităților medicale din Iași. În acest strid este o chestiune de timp scurt până când întregul sistem sanitar românesc va intra în colaps. Ce este de făcut? Medicii rămași încă în țară reclamă subfinanțarea sistemului, salarizarea jignitoare a cadrelor medicale, dar și atacurile împotriva medicilor acuzați de toate relele sistemului. E uimitor cum prea mult pomenita reformă din sănătate, despre care se vorbește de vreo 20 de ani, pare a nu avea niciun efect de finalitate. De peste două decenii ni se tot promite că sănătatea va deveni prioritatea națională, că salariile cadrelor medicale vor crește substanțial, că spitalele se vor moderniza, că absolvenții străini valoroși de medicină vor avea posibilități mai bune de a-și practica meseria în România, etc. Dar nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Iar medicilor le-a ajuns deja cuțitul la os și părăsesc sistemul medical cu miile. Am ajuns în al 12-lea ceas. Luați măsuri imediate, domnilor guvernanți. Vă mulțumesc, Viorel Blăjut, deputat în Colegiul 12, numărul